Este incorrect ca efectul crizelor care afectează întreaga țară să fie resimțit doar de cei cu venituri mici, în timp ce companiile care obțin venituri mari și foarte mari își reduc obligațiile către stat prin diminuarea artificială a profiturilor. De aceea, PSD consideră că este obligatoriu ca toate companiile din România să plătească un impozit pe profit echivalent cu 1% din cifra de afaceri. A transmis deputatul social-democrat George Soldan, care mai completează cu faptul că toate IMM-urile și multe companii mari din România, care raportează profiturile reale, plătesc impozite a căror valoare depășește și 3-4% din cifra lor de afaceri, fără să dea faliment și fără să practice prețuri mai mari, model care se poate aplica la nivel de 1% și din cifra de afaceri a marilor companii. Este momentul ca toate partidele politice să se hotărască dacă vor să fie alături de angajații cu venituri mici și mijlocii, care contribuie substanțial la creșterea economică, dar care au fost afectați puternic de creșterea prețurilor în contextul inflaționist global, sau de partea companiilor care folosesc tot felul de artificii pentru a-și maximiza profiturile și a-și reduce obligațiile către stat, a concluzionat parlamentarul Suceven.